Aș vrea să citesc un cuvânt din Scripturi. De data aceasta, Cartea Începuturilor, Geneza Facere, capitolul 19, versetul 12, pagina Sfintele Scripturi, traducerea Cornilescu, 19. Geneza, capitolul 19, versetul 12. Bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice? Și tot ce ai încetat te scoate din locul acesta, căci avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să-l nimicim. Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de Lot zicând, scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici, ca să nu pierzi și tu nelegiuirea cetății. Și fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe nevastă sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul vrea să-i cruțe. I-au scos și i-au lăsat afară din cetate. După ce i-au scos afară, unul din ei a zis, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi, și să nu te oprești în vreun loc în câmpie, scapă la munte ca să nu pieri. Lot le-a zis, o, nu, Doamne, iată că am căpătat trece înaintea Ta și a arătat mare îndurare față de mine, păstrându-mi viața. Dar nu pot să fug la munte înainte să mă atingă prăpădul și voi pieri. Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. O, de aș putea să fug acolo, este așa de mică și să scap cu viața. Și el i-a zis, iată că-ți fac și hatârul acesta și nu voi nimici cetatea de care vorbești. Grăbește-te de fugi în ea, căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Pentru aceea s-a pus cetății acelea numele Țoar. Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Țoar. Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora, pucioasă și foc de la Domnul din cer. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Amin. Vă rog să vă reașezați. Preoților, este o mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu să fim în această dupămasă, în locul acesta, un loc binecuvântat, în care să ascultăm cântările Domnului, în care să ne rugăm împreună, în care să fim cu toții la această mare părtășie și binecuvântată părtășie în orașul Botoșani. Salut și eu această inițiativă. Mulțumim Domnului pentru oameni care se pun la dispoziție, care stau în spărtură și în spatele a ceea ce se vede a fost multă frământare, multă alergare, multă cheltuială, mulți oameni puși pe drumuri care au muncit, care s-au străduit și bineînțeles au fost frați și surori care s-au rugat, care au postit pentru zilele acestea. Și pentru tot spunem din toată inima Dumnezeu să-i binecuvinteze. Sunt bucuros să fiu împreună cu colegii, cu frați păstori care sunt în seara aceasta aici. Apreciez prezența dumnealor a fiecăruia de la nivelul conducerii cultului penticostal, așa cum s-a spus, de la nivelul comunității, conducerii comunității de Suceava, fiecare dintre dumneavoastră care sunteți aici. Și mă gândeam, dragi colegi, că oricare dintre dumneavoastră puteați în această seară să aveți un mesaj în locul acesta, dar dacă Domnul a rânduit ca eu să stau la dispoziția Domnului, să aduc un cuvânt, mulțumesc pentru rugăciuni, mulțumesc pentru susținere și din toată inima spun Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să spunem încă o dată, Dumnezeu să binecuvinteze municipiul, orașul Botoșani, Dumnezeu să binecuvinteze zona aceasta și îndurarea Domnului să fie peste fiecare dintre noi, lăudat să fie Domnul. Am avut foarte multe frământări și ca și colegii mei, când trebuie să stăm înaintea Domnului să transmitem un mesaj, ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și uneori, când Domnul ne dă un mesaj pe care să-l transmitem, parcă nu vrem să o facem. Aș fi vrut să predic din altă parte din Biblie. Aș fi vrut să citesc în după masa aceasta altceva. Aș fi vrut să-mi dea Domnul un alt mesaj. Și atunci când cumva Duhul lui Dumnezeu m-a călăuzit spre textul acesta, acolo unde eram astăzi, de dimineață, umblam așa printr-o cameră și spuneam lui Dumnezeu, Doamne, te rog să-mi dai altceva, te rog să
îmi dai libertatea în Duhul meu să spun altceva. Și Domnul nu m-a lăsat. Și a trebuit să citesc acest pasaj care ne vorbește despre o zonă binecuvântată. O zonă în care afacerile mergeau strună. O zonă în care oamenii o duceau bine. O zonă în care lucrurile erau extraordinare. Când Lot a avut posibilitatea să aleagă zona aceasta, Biblia spune, s-a uitat spre câmpia aceea și era ca o grădină bine udată a Domnului. Și bineînțeles că Lot, ca și om, a ales să-și ducă familia acolo, să-și dezvolte afacerile acolo și să trăiască într-un context social binecuvântat. Numai că, din nefericire, din punct de vedere spiritual, Biblia ne spune, omul acesta își chinuia sufletul în fiecare zi. Pentru că parlamentarii și guvernanții din Sodoma și Gomora, care conduceau cetățile din vale, din câmpie, au decis într-o zi să legifereze cele mai oribile păcate care sunt împotriva lui Dumnezeu și împotriva Bibliei. Au hotărât să legifereze că se pot căsători bărbat cu bărbat, femeie cu femeie, au hotărât să legifereze împotriva cuvântului Dumnezeu și împotriva voii lui Dumnezeu. Și Biblia ne spune, Dumnezeu a privit spre zona aceea, a privit spre cetățile acestea, repet, binecuvântate din punct de vedere material, în care păcatul în fiecare zi era prezent la el acasă, și spre nenorocirea lor, Dumnezeu a decis să-i nimicească. Și într-o seară, probabil o după masă, cum suntem noi acum, poate mai târziu, la poarte casei lui Lot au venit reprezentanții lui Dumnezeu. Au intrat în casă și au spus, Lot, în noaptea aceasta mai este har, în noaptea aceasta mai este binecuvântare, în noaptea aceasta se mai poate salva cineva dacă dorește. Mâine dimineață, când răsar zorile sau înainte să răsară zorile, va veni din cer de la Dumnezeu foc și pucioasă. Și tot ce există în aceste cetăți din câmpie, Sodoma și Gomora, totul ce are viață va fi nimicit. Dacă mai ai pe cineva în cetate, dacă ai apropiați, dacă ai fii, dacă ai fiice, dacă ai nepoți, du-te și scoate-i din locul acesta. Probabil undeva pe la miezul nopții, la niște porți mari zăvorâte, bătrânul Lot bătea cu putere. Când s-au deschis acele porți, a intrat în casă și au fi cuprins ginerii, fetele și nepoții, dacă i-au avut, și au zis, dragii tati, la mine în casă sunt trimișii lui Dumnezeu. Mesajul pe care ei mi l-au adus este acesta. Mai este har în această noapte. Mâine dimineață va veni foc din cer de la Dumnezeu și tot ce are viață în cetățile din câmpie va fi nimicit. Cu siguranță l-au fi îmbrățișat și ei și au zis, tati, bunicule, la vârsta dumitale e normal să ai insomni. La vârsta dumitale e normal să ai și așa un fel de năzăreli. La vârsta dumitale e normal să ți se pare că ai văzut pe cineva. Du-te liniștit acasă, nu este niciun fel de problemă. Guvernul ne protejează, parlamentul ne protejează, zona este protejată, totul merge strună, nu va fi nicio nenorocire. Du-te liniștit acasă, că nu-i nicio problemă. Și la Biblie am citit, și ginerii lui credeau că glumește. Dumnezeu ne-a binecuvântat în familia noastră cu 9 copii, avem și 10 nepoți. Domnul să binecuvinteze și pe a dumneavoastră. Nu pot să nu mă gândesc cu ce inimă a plecat Lot acasă. Nu pot să nu mă gândesc cum a plecat omul acesta din familia lui, dintre copiii lui, dintre fetele sau nepoții lui, dacă au avut, când a știut foarte bine că mâine dimineață vine nenorocirea lui Dumnezeu. Când a știut foarte bine că mâine dimineață din cer de la Dumnezeu plouă cu foc și pucioasă, când a știut foarte bine că mâine dimineață tot ce are viață va fi nimicit. Cum s-a despărțit Lot de casa aceea și cum a plecat Lot, cu ce inimă a plecat Lot acasă?
Și deși știa decizia lui Dumnezeu, și deși știa că lucrul se va întâmpla și ceea ce a spus Dumnezeu, fără nicio discuție, va fi pus în aplicare, când au răsărit zorile, când trebuia să plece Lot din cetate, versetul 15 ne spune, Lot zăbovea. Lot zăbovea. Dar înainte să răsară zorile sau la ivirea zorilor, Biblia ne spune, i-au luat de mână și i-au scos afară din cetate. Dumnezeu mai transmite un mesaj lui Lot. Dumnezeu mai stă de vorbă încă o dată cu Lot. Și Biblia spune, Domnul stăruiește de Lot. Și mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă în această seară să vi-l transmit este acesta. Ofertă la ivirea zorilor. Pentru că ascultați-mă, oameni buni, tot ce v-am spus în această seară e adevărat, este istorie. Este o istorie veche. Noi trăim într-o vreme liberă, noi trăim într-o vreme cu perspective, noi avem foarte multe planuri, în jurul nostru există foarte multe gândiri și nu este rău lucrul acesta. Dar vreau să vă spun realitatea cuvântului lui Dumnezeu, fără să am dorința să vă speriu, dar nici nu sunt dispus să vă spun ceea ce nu spune Biblia. 2 Petru, capitolul 3, versetul 7 și 10 spun așa, iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul de ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Ziua Domnului, versetul 10, însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile ceresc se vor topi de marea căldură și ascultați-mă bine, și pământul cu tot ce este pe el va arde. Acestea nu sunt povești penticostale, acestea nu sunt povești ortodoxe, acestea nu sunt povești creștine, acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Romani, capitolul 13, versetul 12 spune, noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Se apropie ziua. Evenimentul care va fi în lumea noastră, oameni buni, este acesta. Vine Fiul lui Dumnezeu, vine Domnul Iisus Hristos. Și Duhul și Mireasa zic, vino și Biserica Domnului și noi toți care credem, haideți să spunem din toată inima în acest centru, acest oraș binecuvântat, vino Doamne Iisuse, lăudat să fie Domnul. Spunea unul dintre frați cu care vorbeam zilele acestea, inclusiv faptul că putem să avem atâtea întâlniri de evangelizare, inclusiv faptul că avem atâta libertate, inclusiv faptul că Dumnezeu lucrează în modul acesta, ne vorbește ceva. Este un semnal pentru noi ca Biserica lui Iisus Hristos, este un semnal pentru oameni, este un semnal pentru creștini și semnalul este acesta, repet, vine Iisus Hristos. Și să spunem încă o dată, lăudat să fie numele Domnului, lăudat să fie numele Domnului. Dar înainte ca să vină Domnul Iisus, dar înainte ca să vină nenorocirea peste Sodoma și Gomora, în oferta lui Dumnezeu spune Biblia, Domnul mai stă încă o dată de vorbă cu Lot. Nu numai că vorbește, Domnul stăruiește, oameni buni. Știți de ce? Că lui Dumnezeu îi pasă de Lot. M-am mirat și eu și am spus, nu de mult ați avut întâlnire cu misiunea Speranța, s-a predicat Evanghelia aici în zona aceasta, v-a organizat din nou, am ajuns aseară aici târziu, încă tineri lucrau, se muncea, a fost aici armată de oameni ca să mai monteze încă o dată scena, să mai aducă scaune, să facă toată pregătirea aceasta. Și am zis, încă o dată, atât de repede, de ce? Știți de ce? Pentru că Domnul stăruie, pentru că Dumnezeu stăruiește prin cuvântul Său, mărit să fie numele Lui. Și știți de ce o face? Că îi pasă de noi, oameni buni. Știi de ce ești în această seară aici? Știi de ce nu ești la oncologie, la Cluj sau la Iași sau la Suceava sau în altă parte? Știi de ce nu ești la Institutul Inimii? Știi de ce nu ești la neurochirurgie, așa cum mulți dintre semenii noștri sunt? Știi de ce ești în seara aceasta aici? Pentru că te-a adus Dumnezeu aici. Pentru că îi pasă lui Dumnezeu de tine. Și în această seară spun, slăvit să fie Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu căruia îi pasă de noi. Și știți de ce îi pasă lui Dumnezeu de noi? Auziți ce spune Isaia, capitolul 43, versetul 1. Și Dumnezeu transmitea mesajul acesta. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut diacove și cel ce te-a întocmit Izraele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc. Te chem pe nume? Spune stare, vă rog. Ești al meu.
Eu nu sunt rezultatul unei întâmplări oarbe aruncate în lumea aceasta. Eu nici măcar nu seamăn cu maimuța, oameni buni. Și nici nu accept lucrul acesta. Pe mine m-a creat Dumnezeu. Pe dumneavoastră m-a creat Dumnezeu. Noi purtăm chipul lui Dumnezeu care trăiește, care este viu și care este sfânt. Noi nu aparținem unui sistem religios, fie el penticostal, ortodox sau de altă nuanță. Eu nu aparțin unui sistem social sau politic, se spunea în această seară. Noi nu promovăm aici platforme politice. Noi aici îl promovăm pe Dumnezeu. Pentru că noi aparținem lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și ne-am rugat în această seară, Dumnezeu este Tatăl nostru care locuiește în ceruri și Dumnezeu rămâne Tatăl nostru pentru totdeauna. Dar eu sunt al Domnului, da, Tu ești al Domnului, dar noi aparținem lui Dumnezeu și să spunem din toată inima, glorificat să fie numele Lui. Îi pasă lui Dumnezeu de mine, îi pasă lui Dumnezeu de noi. Vă spuneam că avem 9 copii. Unii au mai mulți, alții au mai puțini. Mie mi-s dragi toți copiii fraților, dar nu știu de ce, parcă a mei mi-s mai dragi. Și nepoții, Liviu, mi-s mai dragi a mei. Mi-s dragi și altora, dar a mei mi-s mai dragi. Când alții sunt bolnavi, mă rog pentru ei, mă duc la spital, plâng pentru copiii fraților, dar când a mei sunt bolnavi, mă doare mai tare. Când a mei sunt bolnavi, mă rog mai mult. Când a mei sunt bolnavi, plâng mai mult, postez mai mult. Și dacă eu sunt care sunt rău, fac așa. Cum este Dumnezeu, oameni buni? Pentru că lui Dumnezeu îi pasă de mine, îi pasă de o lume întreagă, îi pasă de fiecare dintre noi, slăvit să fie numele Lui. Și numai că îi pasă, pe Dumnezeu îl doare, oameni buni. Mă credeți? Lui Dumnezeu, numai că îi pasă, El este afectat sentimental pentru starea mea, pentru starea dumneavoastră, pentru starea oamenilor. Când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, citim în cuvântul Domnului, în Evanghelia după Luca, la capitolul 19, de la versetul 41 jos, oamenii au început să facă sărbătoare, că așa suntem noi oamenii, încă un sfânt, încă o sărbătoare, încă un prilej, încă o sărbătoare și cât mai multe sărbători și să chefuim și să ne distrăm că e sărbătoare. Dar Fiul lui Dumnezeu, când a intrat în Ierusalim, pe măgărușul acela, oamenii au început să aclame, să strige, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Unii s-au urcat prin pomi, au început să rupă crenzi, să le pună în fața măgărușului, alții în exces de zel și-au pus hainele. Și Biblia spune, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, știți ce a făcut Fiul lui Dumnezeu? Știți ce a făcut? Nu era sărbătoare, ba da, nu pe El îl aclamau oamenii, nu pentru gloria Lui, oamenii strigau, vine Cel ce vine în numele Domnului, ba da, dar când a văzut cetatea, a început să plângă. Și plângând Fiul lui Dumnezeu, a transmis următorul mesaj, Ierusalime, Ierusalime, a fost o vreme de cercetare în Ierusalim, a fost o vreme de har în Ierusalim, a fost o vreme când se predica Evanghelia în Ierusalim, când se vindecau bolnavi în Ierusalim, a fost o vreme de har. N-ai cunoscut vremea cercetării și pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării, va veni o altă vreme, o vreme în care nu va rămâne în tine piatră pe piatră, că nu ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Iubiți români, iubiți oameni din Botoșani, din România, este o vreme de cercetare, este o vreme de har, este o vreme de binecuvântare, pentru care spunem, lăudat să fie Domnul, să cunoaștem vremea cercetării, să cunoaștem vremea binecuvântării, să cunoaștem vremea harului și să spunem, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și Romani, capitolul 2, versetul 4, a doua parte a versetului, spunea omului Dumnezeu Pavel, nu vezi tu, omule, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Vedem noi lucrul acesta? Domnul stăruie, Domnul insistă, Domnul mai stă de vorbă cu noi, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de noi și spunem din toată inima, lăudat să fie Dumnezeul nostru. În al doilea rând, în oferta lui Dumnezeu pentru Lot, înainte de ivirea zorilor, Biblia ne spune, Domnul îl scoate pe Lot din cadrul lui. Lot și soția și fetele întârzie să iasă din cetate. Și Biblia spune, i-au luat de mână, i-au prins de mână și i-au scos afară din cetate.
Pentru că uneori Dumnezeu să ne mântuiască, oameni buni, trebuie să ne scoată din cadrul nostru, trebuie să ne scoată din carapacea noastră, trebuie să ne scoată din confortul nostru, trebuie să ne scoată din sistemul nostru religios, trebuie să ne scoată din gândirea noastră. Uneori Dumnezeu ne ia de mână și ne scoate afară din cetate. Dacă vreți, ne aduce în prezența Lui, ne aduce în prezența realității, da? Ne confruntă cu realitatea. Cea mai mare problemă a noastră ca și oameni este că fugim de realitatea din interiorul nostru. Fugim de realitatea din viața noastră. Nu vrem să fim confruntați cu realitatea. Nu vrem să ne expunem. Vrem să rămânem confortabili, vrem să rămânem în zona noastră, vrem să rămânem în zona noastră de siguranță, nu cumva să ne expunem. Și o spun în această seară cu toată responsabilitatea, nu există mântuire, nu există salvare fără expunere. Nu există. N-aș putea să fiu pocăit să nu știe nimeni, n-ai putea. N-aș putea să-L slujesc pe Dumnezeu să nu știe nimeni, n-ai putea. Slujirea înaintea lui Dumnezeu înseamnă expunere. Și cel mai mare exemplu de sub soare este Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Filipeni capitolul 2 ne spune, n-a socotit un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Știți ce a făcut Fiul lui Dumnezeu? S-a expus. A abandonat gloria cerească. A venit în lumea noastră nu cu gardă de corp, nu să fie protejat, nu să fie înălțat, nu să fie recunoscut de oameni. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. Și toți care credeți ca mine, să vă spunem încă o dată din toată inima în această zonă, lăudați să fie Domnul Iisus. Lăudați să fie Domnul Iisus. De aceea, ascultați-mă bine, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, mai presus de numele domnului Biden, doamnei von der Leyen sau tovarășului Putin. Are numele mai presus de orice nume. Numele Lui este Iisus Hristos. Pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi a celor din cer, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Și haideți să spunem cu toții, Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Lăudat să fie numele Lui. S-a expus Fiul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu să te salveze, pentru ca Dumnezeu să te scoată din cadrul tău, să te salveze, te scoate din cadrul tău. Uneori spuneam, te scoate din religia ta, te scoate din sistemul tău, te scoate din gândirea ta și te aduce Dumnezeu în prezența Lui. Mărit să fie Domnul! E nevoie să te expui, e nevoie să te confrunți cu realitatea, e nevoie. Pentru că mereu trăim în lumea noastră. Ne socotim că suntem creștini cum nimeni alții, că suntem special cu nimeni alții și am auzit eu nu unul spunând, Doamne, dacă toți ar fi ca mine, dacă toți ar fi pocăiți ca mine, dacă toți ar da cum dau eu, dacă toți ar implica cum mă implic eu, dacă toți ar avea viața mea. Și uneori avem impresia că noi suntem emblema, că noi suntem exemplul. Nu-i rău să fim exemplul. Dar ascultați-mă, în prezența lui Dumnezeu, noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dacă stăm în picioare, stăm că ne ține Domnul. Dacă suntem ceea ce suntem, suntem datorită lui Dumnezeu. Și spunem în această seară, lăudați să fie numele Lui. Niciunul nu suntem vrednici, oameni buni. Eu nu sunt vrednic să fiu aici. Eu nu sunt vrednic să fac ceea ce fac. Tu nu ești vrednic să ai ceea ce ai. Tu nu ești vrednic să fii ceea ce ești. Datorită faptului că Dumnezeu a avut milă de tine, că a avut milă de mine, suntem ceea ce suntem. Mărit să fie numele Lui. Marele Iov. Omul care 4 predicatori au venit și au stat de vorbă cu el. Și citiți cartea lui Iov. Fiecare dintre ei au încercat să-l convingă pe Iov că are păcat, că este vinovat înaintea lui Dumnezeu. Și Biblia spune, a venit la Iov al 5-lea predicator, numai că la Iov a venit să-i vorbească din furtună. Și eu aș fi meritat în seara aceasta Domnul să-mi vorbească din furtună. Și tu ai fi meritat, dar Dumnezeu a ales să ne vorbească prin susurul blând și prin prezența harului Său. Lăudat să fie Domnul! Și după ce Domnul stă de vorbă cu Iov, veți citi cuvântul Domnului în capitolul 42 din scrierea lui, Iov se prăbușește și spune, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea, confruntându-mă cu realitatea, văzând realitatea din viața mea, vreau să spun, mi-e scârbă de mine
și mă pocăiesc în sac și în cenușă, frați penticostali, frați ortodoxi, oameni de la Biserica Baptistă, creștini după Evanghelie sau catolică sau de o altă nuanță religioasă. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu, să ne pocăim toți în sac și în cenușă. România să se pocăiască în sac și în cenușă, toți creștinii să se prăbușească în fața crucii lui Iisus Hristos și ne rugăm din toată inima, Doamne, binecuvintează-ne, lăudat să fie Domnul. Dumnezeu să te salveze înainte de ivirea zorilor în oferta Lui. Domnul te scoate din cadrul tău. Domnul te aduce în cadrul Lui. Domnul te aduce în prezența Lui. Domnul te confruntă cu realitatea ca să vezi realitatea din viața ta. În al treilea rând, în oferta Lui Dumnezeu pentru Lot și în oferta Lui Dumnezeu pentru noi, înainte de ivirea zorilor, Domnul așteaptă să te implici personal. Imaginați-vă că l-a lăsat pe marginea cetății, pe el și soția și fetele, și a spus următorul lucru: scapă-ți viața, fugi la munte, ca să nu pieri. Dar dacă rămân pe marginea cetății, n-am șanse să scap, nu. Dacă rămâi pe marginea cetății, vei muri cu cei din cetate când va veni nenorocirea. Dar dacă vrei să scapi cu viață, fugi, scapă la munte, implică-te personal, că nu există, oameni buni, mântuire fără implicare personală, nu se poate. Noi nu suntem niște roboți pe care Dumnezeu ne-a creat și să ne dirigeze cu o telecomandă din cer, nu. Dumnezeu ne-a creat niște ființe libere, Dumnezeu ne-a creat cu posibilitatea să alegem noi. De aceea Domnul Iisus a spus, Evanghelia după Luca, capitolul 9, versetul 23, dacă vrea cineva să mă urmeze, ce să facă? Ce să facă? Să se implice. Să se lepede de sine, să-și ia crucea și în fiecare zi să mă urmeze. Oamenii sunt dispuși să-și ia crucea ușor, în diferite forme, dar să se lepede de sine le este tot mai greu. Să te lepezi de sine este chemarea lui Dumnezeu. Să te implici personal este chemarea lui Dumnezeu. Nu se poate să te salvezi fără să te implici personal, nu se poate. Unii spun, domnule, dar e har. Și dacă e har? Dacă e har, trăim cum vrem, ne manifestăm cum vrem, vorbim cum vrem, eu știu, ne îmbrăcăm cum vrem, că e har. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Tit, capitolul 2, versetul 11? Și harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și știți ce face harul? Ce ne învață, oameni buni? Să ne implicăm, să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde, arătării marului nostru Mântuitor. Iisus Hristos este numele Lui. Iisus Hristos este numele Lui. Iisus Hristos este numele Lui. Slăvit să fie El în vecii vecilor. Ce ne învață harul? Să o rupem. Ce ne învață harul? Să ne implicăm personal. Ce ne învață harul? Să pornim spre Dumnezeu. Era un șef de vamă. Era mare în stat, dar avea o problemă. Era mic de statură. Și eu mi-aș fi dorit să fiu mai înalt, dar nu s-o potrivit. Pe vremea când eu m-am căsătorit în urmă cu 30 și peste 5 de ani, ăștia care erau mai înalți aveau succes mai bun, așa se... Eu eram mai pipernicit, așa, și tot timpul mi-am dorit așa să fiu mai înalt. Asta nu înseamnă că nu m-am măsurat bine, să nu înțelegeți altceva. Ăsta avea o problemă, era mic de statură. Norodul era mult și Biblia spune, din cauza faptului că era mic de statură, avea și el o dorință să-L vadă pe Domnul Iisus. Și mă rog în această seară și mâine seară, toți cei care veniți pe platoul acesta, să nu veniți pentru predicatori. Să nu veniți pentru cântăreți, să nu veniți pentru oameni că vă pierdeți timpul degeaba. Să doriți să-L vedeți pe Cel care este adevăratul Dumnezeu, Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Lui! Slăviți să fie numele Lui! A vrut să-L vadă pe Domnul Iisus și n-a putut să-L vadă din pricina norodului. Și imaginați-vă că a venit o idee să se urce într-un pom. Acum când eram copii, mai ales că am crescut la țară, unii dintre noi, toate cuiburile le cunoșteam și toate ouăle le spărgeam de la păsări, săracele păsări. Dar acum, frate Aurel, când ai încercat ultima dată să te urci într-un pom? Complicată viața.
Păi ăsta nu era șef de vamă la 25 de ani, a fost așa ca și noi. 50 și ceva de ani, spre 60, rotofel, bine așezat, îmbrăcat bine. Imaginați-vă că a ajuns în fața unui dud. S-a uitat în stânga, în dreapta, în sus, în jos, să se asigure că nu-l vede nimeni, că nu scriu mâine ziarele despre el. Și Biblia spune, s-a urcat în pom, dar nu a avut nici scara cu el în spate. O fi încercat pe o creangă, s-a scăpat, iar o mai încercat pe alta, s-a scăpat. Și în cele din urmă, gâfâind așa printre crengi și printre frunze, s-o tras el cumva, s-o pitulit acolo, cu gândul că după ce trece Domnul Iisus și mulțimea, se va da jos, se va asigura că nu-l vede nimeni și pleacă acasă. Numai că planul lui Dumnezeu, planul omului nu este și planul lui Dumnezeu și gândurile noastre nu sunt gândurile Domnului. Dumnezeu are gândurile Lui. Slăvit să fie Domnul! Poate ai venit în seara aceasta și te-ai așezat aici prin mulțime și ai spus, mă duc acolo că nu mă cunoaște nimeni. Ascultă-mă bine, aici este prezent Duhul lui Dumnezeu. Aici Domnul te cercetează, slăvit să fie Domnul. Și Duhul lui Dumnezeu cercetează totul. Știe gândirea dumitale, frământările dumitale, neliniștea dumitale, nopțile nedormite, durerea dumitale, confruntările dumitale, le știe Dumnezeu. Când a ajuns în fața dudului, imaginați-vă o mulțime atât de mare, Domnul Iisus se oprește și spune, Zacheie, dă-te jos de grabă. Păi vă puteți imagina, șeful vămii era în dud. Eu aș fi spus, domnule, dar nu ai putut găsi o altă soluție? Nu puteai să mă chem la birou sau să te chem la birou, să avem o discuție discretă, să nu ne știe nimeni? Mă chem aici în fața mulțimii să-mi faci de minune, să ies în față, să mă cobor dintr-un dud, cum spunea, mâine toate ziarele să scrie despre mine. Biblia spune, Zacheu s-a dat jos, când? În grabă. L-o ignora ce vor spune șefii lui dacă a avut. L-o ignora ce vor spune ziarele mâine. L-o ignora ce vor spune cei din jur. A vrut un singur lucru, să primească mântuirea prin Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Zacheu s-a dat jos de grabă și l-a primit cu bucurie. În această seară mă rog să te cerceteze Duhul Sfânt, mă rog Dumnezeu să-ți dea putere, nu la penticostal, nu la creștin după Evanghelie, nu la baptiști, nu la o confesiune religioasă, la Iisus Hristos, care este singurul mântuitor. Lăudat să fie numele Lui. Implică-te personal. Calcă pe rușine seara aceasta. Fii gata să faci un pas către Dumnezeu. Fii gata să-i spui Domnului că ai nevoie de El. Pentru că Biblia ne spune Zacheu l-a primit cu bucurie și în casa lui Zacheu Domnul a făcut afirmația aceasta. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și El este fiul lui Avram. Să o facă Dumnezeu în dreptul tău, în dreptul tău, în dreptul dumitale, în dreptul nostru în seara aceasta și să intre mântuirea în orice casă. Și biserica Domnului spune amin din toată inima, lucrează Dumnezeule, mărit să fie Domnul. Dumnezeu mai stăruiește de tine în această seară, că de asta te-a adus pe platoul acesta. Dumnezeu în seara aceasta vrea să te scoată din cadrul tău, să te aducă în cadrul prezenței Lui. Dumnezeu așteaptă să te implici personal. Și în ultimul rând vreau să spun, în oferta lui Dumnezeu, la ivirea zorilor, ascultați-mă bine, Dumnezeu rezolvă probleme vitale prin metode neînsemnate. Imaginați-vă că era cetatea Țoar. Cum era cetatea asta? Cum era, fraților? Mică. Dacă s-ar fi propus cu 2-3 luni înainte la Lot, mă, Lot, n-ai vrea să te muți în Țoar, ce să fac în Țoar? Acolo nu mâncam nici turmele, nu mâncam nici avere, nu mâncam pe nici averea, nu mâncam nici slujitorii. Țoar este neînsemnat, este mic. N-ai vrea să te muți în Țoar? Nu. Și acum, când venea prăbătul peste Sodoma și Gomora, eu Lot spune, o, dacă aș putea să fug în ea, este așa de mică și să scap cu viață. Pentru că în oferta lui Dumnezeu de salvare, de mântuire, ascultați-mă și repet, Dumnezeu folosește metode neînsemnate. Noi avem nevoie de implicații din astea bombastice, vrem să vedem spectacole religioase. Unii spun, doamne, dacă ar învia morții din cimitire să vină prin orașe, s-ar mântui oameni, dacă s-ar întâmpla minuni, dacă se întâmplă minuni.
Domnul poate să vindece și cancerul. Și spunem în această zi, slăvit să fie Domnul. Domnul poate să vindece boli incurabile, glorificat să fie numele Lui. Dar dacă o face, o face prin îndurare. Nu-L poți determina pe Dumnezeu să o facă. Și nu-I spune lui Dumnezeu, da, vreau ca să mă pocăiesc dacă faci, dacă dregi. Dumnezeu a făcut totul pentru tine. Dumnezeu a făcut totul pentru mine. Lăudat să fie numele Lui. Dar metodele lui Dumnezeu sunt uneori disprețuite. Sunt nebăgate în seamă, sunt simple, când noi așteptăm să lucreze Dumnezeu într-un mod altfel. Priviți, vă rog, la 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 27 și 28. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre metoda aceasta lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Și mai mult ca atât, Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să le nimicească pe cele ce sunt. Metodele lui Dumnezeu sunt metode disprețuite. Metodele lui Dumnezeu sunt metode josnice. Metodele lui Dumnezeu sunt metode nebăgate în seamă, oameni buni. Că așa lucrează Dumnezeu. Țoar, o cetate mică, o cetate neînsemnată, în aia să scap cu viață, da. A venit generalul acela, ministrul al apărării, de undeva de departe, avea lepră. S-a luat după vorbele unei fetițe, citiți în 2 Împărați, capitolul 5. Și omul, atunci când este într-o astfel de stare, face orice. În orașele noastre universitare mari, unde sunt spitale, ne îngrozim uneori câte bilete citim. Câți oameni cu cancer, câți oameni cu boli incurabile. Și oamenii în astfel de stări sunt gata să meargă oriunde doar să scape. Biblia ne spune, a ajuns în fața casei omului lui Dumnezeu și aștepta să se întâmple ceva protocolar. Aștepta să se facă o rugăciune cum nu s-a mai făcut. Aștepta omul lui Dumnezeu să iasă afară, să facă o slujbă, să facă un ritual, să facă ceva special. Pentru că venise ministrul apărării din Siria și încă cu scrisoare de la împăratul. Elisei probabil era la rugăciune. Prorocul nu-l deranjau 3 telefoane cum deranjează pe noi. N-avea probleme, citea probabil Biblia, era momentul citirii Bibliei. Nici măcar nu a ieșit afară. O trimis pe unul și a spus, du-te un slujitor de-a lui. Spune lui Naman să meargă la Iordan, să se scalde de 7 ori și va fi vindecat. Când a auzit Naman, o sări jos din carul lui și a fugit spre Iordan. Așa a făcut. Știți ce a făcut Naman? Când a auzit Naman mesajul acesta, s-a mâniat și a plecat. Și a zis, am crezut că vine el la mine, am crezut că face un ritual, am crezut că cheamă numele Dumnezeului lui, am crezut că se roagă, am crezut că mă vindecă. Păi să vină să-mi spună să mă duc la Iordan, o apă atât de mlăștinoasă, o apă care spală toate malurile, să mă scald, să mă dezbrac eu acolo în fața slujitorilor mei, să-mi vadă ei crăpăturile, să-mi vadă ei boala, să mă smeresc acolo, nu se poate. De ce? Pentru că Naman aștepta lucruri bombastice, aștepta manifestări spectaculoase, aștepta ritualuri. Oameni buni, Dumnezeu lucrează simplu și lucrarea lui Dumnezeu este simplă, slăvit să fie numele Lui. Noi oamenii o complicăm, dar Dumnezeu lucrează simplu. Ce bine că au avut niște slujitori. Mă rog la Botoșan să fie tot mai mult slujitor al lui Dumnezeu. Și noi să spunem amin. S-au apropiat de el și au zis, părinte, am adus atât aur cu noi, dacă cerea mai mult, era gata să dai, da. Dacă cerea mai mult argint, nu era problemă, mai multe haine, nu era problemă. S-au cerut un lucru simplu, scaldă-te și vei fi curat. Pentru că ascultați-mă bine, Iordanul nu vindecă de cancer, cum apa nu spală păcatele, ci singura soluție sub soare este jertfa lui Iisus Hristos. Singurul care spală păcate, singurul care mântuiește, Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Și pe Iisus Hristos l-a văzut Isaia cu 750 de ani înainte, aproximativ. Și în capitolul 53 din scrierea lui, la versetul 2, transmitea mesajul acesta și vorbea despre Domnul Iisus, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Cel mai frumos dintre oameni,
Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lumea noastră, a acceptat să fie cel mai disprețuit, a acceptat să fie abandonat pe cruce, a acceptat să fie abandonat pe Golgota, oameni buni, să aibă starea aceea, fizionomia aceea, la care nu puteai să privești. Dar continuă profetul și spune, totuși, el suferințe noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Pedeapsa care dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. În disprețul acela, pe cel care n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Era asupra lui păcatele mele, păcatele voastre, păcatele lumii întregi. Și Dumnezeu n-a mai putut să privească la priveliștea aceea și și-a întors fața. Și pe cruce, Fiul lui Dumnezeu a început să strige, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și a întors fața Dumnezeu de la el, l-a abandonat pe Fiul său pe cruce, ca să mă primească pe mine, ca să mă primească pe voi, ca să primească o lume păcătoasă, ca să primim mântuire prin credința în jertfa lui. Și haideți să mai spunem încă o dată, lăudat să fie Domnul Iisus! Lăudat să fie Domnul Iisus! Lăudat să fie Domnul Iisus! În disprețul lui făurea mântuirea mea, în disprețul și în durerile lui mă făcea pe mine omul condamnat la moarte, mă făcea liber, mă făcea liber pentru Dumnezeu, prin jertfa lui, prin sângele lui, prin suferința lui. Și versetul supranumit de aur al Bibliei spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Nu prin metode spectaculoase, nu prin tradiții și prin forme omenești, nu, ci prin jertfa lui Iisus Hristos. Și Biblia spune, în nimeni altul nu este mântuire, că nu este dat sub cer un alt nume, nici sisteme religioase, nici înalți preasfințiile lor, nici păstori, nici prelații, un singur nume în care se capătă mântuirea, numele lui Iisus Hristos. Numele lui Iisus Hristos, că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Și suntem în această după masă aici să spunem, lăudați să fie Iisus, lăudați să fie Iisus. Răsărea soarele când a intrat Lot în țoar. În această seară, chiar dacă deja e seară și chiar dacă umbrele au început să coboare, acum când Duhul Sfânt este aici, îmi doresc ca în viața dumitale să răsare soarele. Poate ai o viață de creștin la suprafață, dar probabil că ai o viață întunecată în realitate. Poate nu dormi nopțile, poate ești frământat și cuprins de un duc de depresie, un duc de panică, un duc de neliniște. Poate porți poveri ale păcatului, poate te lupți cu anumite stări. Se ruga fratele aici pentru droguri, se ruga fratele aici pentru divorțuri. Este duhul acesta al pornografiei și multe altele care îi frământă pe oameni în vremea aceasta. Ascultați-mă, sub cer nu există nicio soluție de scăpare decât jertfa lui Iisus Hristos. Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Seara aceasta poate fi seara când se rup lanțurile, când se liberează neputințele, când se ridică poverile și când Hristos poate să-ți dea biruință. Mărit să fie numele Lui. Aș vrea să mă rog pentru tine în această seară. Aș vrea să mă rog pentru dumneata în această seară. S-ar putea să iei oferta lui Dumnezeu. Nu este a unui partid politic, nici a unui sistem religios. Nu este a penticostalor, este a lui Dumnezeu. S-ar putea să iei oferta lui Dumnezeu și să o arunci la coșul de gunoi. Să spui, orice diplomat să-ți pocăiți, ai văzut? Din orice, numai să mergi la ei. N-avem nevoie de statistici, n-avem nevoie. Dar ceea ce știu este că în cerul lui Dumnezeu este mare bucurie pentru un singur suflet care se mântuiește. De aceea s-au pus bisericile și s-au sacrificat. De aceea a fost post, de aceea a fost rugăciune. De aceea în seara aceasta suntem aici, pentru că Dumnezeu vrea să mântuiască suflete. Dumnezeu a venit cu oferta Lui. S-ar putea să fie ultima seară, să fii în planul tău, să vii și mâine seară, va fi prea târziu, să nu mai poți. Seara aceasta este seara iertării, seara aceasta este seara ofertei, seara aceasta este seara eliberării. S-ar putea să crezi ca și ginerul lui Lot, că-i glumă, că-s bancuri, că-s povești, penticostale sau creștine. Oameni buni, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, asta e realitatea Scripturii, aceasta este singurul adevăr absolut care este sub soare, cuvântul sfânt al Scripturii și cuvântul lui Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Haideți să stăm ridicați înaintea Domnului. Haideți să cântăm pentru gloria lui Dumnezeu.
Și în timpul acestei cântări, ascultă-mă bine, te cheamă Dumnezeu. Te cheamă cerul în seara aceasta. Te cheamă Domnul în seara aceasta. Aici sunt frații slujitori. Aici sunt oamenii lui Dumnezeu care se roagă. În această seară te invit să calci pe rușine. Te invit să calci pe șoapta străină și să vii înaintea lui Iisus Hristos. Dar haide să cântăm împreună această cântare, spunându-Lui Dumnezeu: Doamne, vin, de Tine am nevoie în seara aceasta. Renunț la dorințele mele, la planurile mele, la gândirea mea. Am nevoie de eliberare în seara aceasta, de vindecare în seara aceasta, de biruință în seara aceasta. Și dumneavoastră, frați și surori, continuați să vă rugați în taină. Duhul Sfânt lucrează în seara aceasta. Domnul este prezent la Botoșani în seara aceasta. Aici este lucrarea sfântă, aici este lucrarea eliberatoare. Aici este prezent Iisus Hristos. Tu ai nevoie de Iisus Hristos. Tu ai nevoie de mântuire. Tu ai nevoie de harul lui Dumnezeu. Tu ai nevoie de iertare în seara aceasta. Tu ai nevoie să ți se rupă legăturile străine. Ți se oferă Iisus. Aleluia. Am nevoie. Neprihănirea mea și a mea apărare. Osana! Acolo unde mult păcat e harul trei. E har mai mult nemăsurat. Tu ai nevoie de Tine. Botoșanul are nevoie. România are nevoie de Iisus. Am nevoie mare. Tu ești neprihănirea mea. Tu ești neprihănirea și-a mea apărare. Și-a mea. Aleluia. Domnul. Tu ai nevoie de Iisus Hristos. Viața ta fără El este prăbușită. Fără El n-ai direcție. Fără El n-ai viitor. Fără El n-ai perspectivă. Fără El ești pierdut. Vă invit pentru un moment să închidem ochii. Aici nu este spectacol creștin. Aici este puterea lui Dumnezeu. Aici operează sângele Domnului de la Golgota. Aici operează Duhul Sfânt de la Rusalii. Aici este puterea Evangheliei, puterea Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă simți că în această seară Domnul ți-a făcut oferta salvării, dacă simți că vrei să te zbulci dintr-o lume păcătoasă, o lume care va pieri nelegiuirea ei, dacă simți că ai nevoie de iertare și de Iisus Hristos, care a murit pentru tine și pentru viața ta,
care a murit pentru păcatele tale, care poate în seara aceasta să te elibereze, să rupă legăturile străine, să-ți dea o nouă perspectivă și bucuria mântuirii. Îndrăznește în seara aceasta și vino aici în față. Calcă pe rușine, calcă pe șoapta diavolului care spune că nu vei putea ține, calcă pe șoapta diavolului care spune că te faci de rușine. Cerul este în sărbătoare în această seară. Dumnezeu în cer se bucură. Iisus care este la dreapta lui Dumnezeu este în bucurie. Dacă dumneata, dacă tu în seara aceasta vei simți și vei înțelege că ai nevoie de Iisus Hristos. Poate ești un fiu risipitor, poate plânge mama pentru tine, plânge tata, poate plâng părinții. Te invit să vii aici în fața Domnului. Te invit în seara aceasta să spui un nu lumii, un nu păcatului, să-L primești pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, să pleci plin de bucurie în această seară, să pleci cu o nouă perspectivă și mă rog Dumnezeu să-ți dea putere, să-ți dea Dumnezeu har. Dacă ești un nemântuit, dacă familia ta e mântuită, poate soțul, poate soția, poate copiii și se roagă pentru tine sau pentru dumneata și ai nevoie de Iisus Hristos, vino la această seară. Dacă ești în seara aceasta aici, poate ai venit la voia întâmplării, ți se pare, ai avut o invitație, te-a invitat cineva și simți că te-a cercetat Duhul Sfânt și vrei ca această ofertă a lui Dumnezeu să o primești, primești-o seara aceasta. Vino aici, sunt frații păstori, sunt oameni al lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru dumneata. Domnul să-ți dea eliberare, Domnul să-ți dea vindecarea sufletului, Dumnezeu să-ți dea biruință. Dacă este cineva care are o boală incurabilă, dacă ai cancer, dacă ai boli de inimă, dacă ai boli de ficat, dacă ai neputințe la rinichi sau dacă ai o problemă pentru care vrei să ne rugăm, vino aici în față. Este seara când vrem să punem numele Domnului peste tine. Hristos aduce eliberare, Hristos aduce vindecarea sufletului și Hristos aduce vindecarea trupului. Vrem să ne rugăm în această seară și Dumnezeu să dea biruință. În timp ce cântăm, vă invit aici înaintea Domnului. Nu-i spectacol, nu-s forme religioase, nu suntem noi care avem vreo putere. Este Dumnezeu din cer, slăvit să fie Domnul. Dacă vei veni aici în față, ne vom ruga cu toată adunarea, ne vom ruga cu frații slujitori. Iar la final, îl rog pe fratele păstor, pe fratele Liviu Axinte, care este și vicepreședintele cultului pentecostal, să își adune puterile, să rostească o rugăciune de binecuvântare și ne rugăm Dumnezeu să-L întărească și Domnul să lucreze în această seară. Acum vin înaintea Domnului. Acum este momentul când să vin fața lui Iisus Hristos, să vin în locul acesta, să ne rugăm pentru tine, să ne rugăm pentru dumneata, să pleci cu Iisus acasă. De ce să pieri în nelegiuirea lumii acesteia? De ce să pieri în păcatul tău când ai oferta salvării, când Dumnezeu a pus la dispoziția ta salvarea și eliberarea prin jertfa lui Iisus Hristos? De aceea te chemăm în această seară. Vino, vino dumneata, vino tu, vino tu care ai nevoie, vino în seara aceasta și Dumnezeu să te întărească, să cântăm pentru gloria Domnului. Vă așteptăm înaintea lui Dumnezeu, să rostim o rugăciune și Dumnezeu să vă întărească și Domnul să dea biruință. Aleluia!